Salutare, prieteni! Ne vedem din nou la Gurinel TV ca să petrecem alături de cele mai talentate steluțe. Astăzi am invitat la emisiune două prietene, două fetițe cochete și frumoase. Este vorba despre Vanessa Cazacu și Jessica Dobrojan. Salutare, fetelor! Salut, Giulia! Cum vă simțiți? Aveți emoții? Un pic! Salutare, Vanessa! Salut, Giulia! Ai emoții? Da! Hai să batem palma ca să ne eliberăm un pic de emoții. Hai să facem așa. Așa, super! Sunteți foarte frumoase, fetelor, și cochete, într-adevăr. Câți ani și aveți? Eu am 6 ani. Iar tu, Vanessa? Eu am 7. Sunteți deja fetițe mari. Probabil deja mergi la școală. Nu știu cum... Jessica, mergi la școală? Da, desigur. Eu merg la liceul teoretic Mihai Berezovski, în clasa 1 cu profil muzical, la învățătoarea doamna Irina și pe această cale vreau să salut. Salut, doamna Irina! Probabil ea acum se bucură și se mândrește de tine că ești la noi, la Gurinel TV. Iar tu, Vanessa, în ce școală înveți? Eu învăț la Anatol Popovici, școală primară. Și învăț la doamna Rodica. O salut și pe doamna Rodica? Da. Salut, doamna Rodica! Fetelor, probabil deja cunoașteți că pe viitor muzica va fi profesia voastră sau nu? Da, desigur. Vreți să deveniți vedete mari? Să sperăm că da. Iar tu, Vanessa, te-ai decis cu profesia sau încă te mai gândești? M-am gândit. Și? Eu îmi doresc foarte mult să fiu o vedetă adevărată. Dar cum este o vedetă adevărată? Ce trebuie să faceți ca să deveniți vedete adevărate? Ca să devii o vedetă adevărată, trebuie să mergi la repetiții și să muncești foarte mult. Să dai lecții de canto și să cânti, să dansezi. Așa? Ești de acord cu Jessica? Dar vouă vă place să munciți? Îți place să muncești asupra ta, să lucrezi asupra vocii, asupra dansului? Da. Da, desigur că doar așa vom deveni vedete adevărate. Așa, doar prin muncă ajungi. Unde ajungem? Departe, pe culmele succesului, da? Da. Da. Cariera voastră a început de la studioul muzical Picături Muzicale. Da? Da. Da. De cât timp învățați acolo? De 2 ani. Și tu? De 2 ani. Așa, să înțeleg că prieteniți de la Picături Muzicale sau mai înainte? De la Picături Muzicale. Da, de la Picături Corect, Muzicale. Corect, spune Vanessa. Da. De ce anume ai ales-o pe Vanessa ca prietenă? Pentru că Picăturile Muzicale, acolo toată lumea prietenește. De ce anume Vanessa? Cea mai bună prietenă. Pentru că ea privește ce privesc și eu în filme care le privesc și eu și am aflat că ea privește la fel ca mine. Ce și... filme? Ce? Filme cu groază? Ce? Nu, filme vesele. Așa. Filme de maturi. Ce desene animate îți place să privești? Mie îmi place să... privesc desene animate Violeta. Cât sunteți în formație de la Picături Muzicale? În primul rând, cum se numește formația voastră? Formația noastră se numește Music Star. Dar câți membri sunteți? Câți discipuli sunteți? Noi suntem 9 fete în grup. Băieți nu aveți? Nu. Nu primiți? Nu. Timp de 2 ani cât frecventați studioul muzical Picături Muzicale, câte piese ați învățat? 6 piese. Cum se numesc? Prima piesă se numește Gogo Știucul. A doua Bomboane, Baba și Moșneagul. Să facem schimbe, cine n-ați cocoșul, dă-mi găină. De ce nu zicea vecina, dă-mi cu
Clubul Celor Tari, Papa Cico și Visăm de Hollywood. Știu că la piesa Clubul Celor Tari aveți și un videoclip ați realizat. Da. Da. Probabil despre Clubul Celor Tari bănuiesc că ceva despre prieteni, cașcă, da? Da, despre un club, despre Clubul Celor Tari. Unde ați filmat acest videoclip? Noi am fost la Centrul Artico, la natură, la soare, în club. Și în club ați fost, da? Da. La domnul Adi în studio și multe locații. Concerte, emisiuni ați avut și aveți. Da. Pe la ce concerte mergeți? Unde ați fost? Noi am fost la Teatru Operă și Balet, la Palatul Național și multe alte locuri. Ce concerte ați fost acolo? Acolo se organizează cele mai frumoase, cele mai mari concerte. Suflul iernii, da? A fost iarna. Și ce piesă ați cântat acolo? Suflul iernii. Așa și se numește piesa, da? Da. Ați fost la spectacolul Suflului Iernii cu piesa Suflul Iernii. Da. Suflul iernii bun, sfânt ca de Crăciun, vine cu un ecou despre anul nou. Da. Ați avut emoții? Pentru că au privit mulți oameni acolo. Da. Un pic, dar când am dansat, cam mi-a trecut emoțiile. Deci să înțeleg că sunteți pregătite deja să ieșiți pe scene mari. Da. Fetelor, dar ați participat în proiectul televizat TV Star, care este organizat la noi la Gurinia TV. Câte etape ați trecut? Noi am trecut 2 etape. Și ce piese ați cântat? Baba și Moșneagul și Bomboane. Așa. Și încă eu cu 3 fete am cântat Prințese Adevărate. Așa, Prințese Adevărate, să înțeleg că ați cântat despre prințese, despre voi, da? Da. Și aveți să treceți încă o etapă, cea finală, da? Da. Ce pregătiți? Da. Pregătim ceva frumos, dar nu vă spunem pentru că e surpriză. Așa, ne pregătiți o surpriză, da? Da. Ne țineți în suspans, ca vedete adevărate, știți voi șmecherile. Fetelor, dar eu v-am invitat încă la emisiune, nu doar să ne povestiți despre formația voastră, despre piesele care le-ați realizat voi. Ați realizat câte o piesă personală, așa-i? Da. Da. Ce piesă ați realizat? Piesa mea se numește Make-up. Piesa ta cum se numește? În priză. În piesa asta se vorbește despre o fată energică care nu poate sta pe loc și înseamnă mult. Vreau să te văd cum ești chiar în priză și te invit să ne cânti. Cu drag vă cânt piesa mea În priză. Și asta mă distrează, yeah. Și asta mă distrează, yeah, yeah. Și
amicii până seară. Haioase, curajoase, oricând ingenioase, pe mine tot contează și asta mă distrează, yeah. Și asta mă distrează, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Și asta mă distrează. Vanessa, să știi că foarte mult mi-a plăcut cum ai cântat și, într-adevăr, parcă erai în priză. Piesa este special chiar pentru tine scrisă. Mulțumesc! D'acord? Vreau să discutăm despre ținutele voastre. A cui aparțin ideile? Unde le faceți? Le cumpărați sau le coaseți? Ideile le aparțin părinții și stilista noastră. Așa, să înțeleg că aveți și o stilistă aparte a voastră, da? Da. Vedete adevărate. Dar aceste hainuțe ale voastre? A mea este de acasă. De acasă, deci tot le-ai cusut sau deja le-ai cumpărat? Le-am cumpărat. Și după încălțămintea ta și după îmbrăcămintea ta, dacă nu mă greșesc, îți place rocul? Da. Dar ție îți place mai mult latino. Da. Ești în fustiță, da? Fetele, privesc spre această masă frumoasă. Aveți poze interesante, diplome și chiar aveți o medalie, da? Cui este medalia? Este medalia mea. Unde ai câștigat această medalie? Medalia am câștigat-o la dansuri sportive. Și acum tot frecventezi dansurile? Nu, am renunțat de mult. Ai renunțat, da? Din cauza, probabil, că nu prea ai timp acum și școala, da. Început clasa întâi, cantul, da? Da. Bravo, te felicit! Mulțumesc! Vanessa, ai și tu vreo diplomă aici? Da. Da? Care este diploma ta cea mai prețioasă, la care ții foarte mult? Diploma mea este aceasta. Așa, unde este ea? De la Gurinel TV. Așa, de aici, da? Da. De la TV Star citesc, da? Da. Așa. Bravo! În afară de muzică, ce preferați să faceți? Eu prefer să fac lucruri din elastice și să parodiez. Recent chiar l-am parodiat pe Emilian Crețu, la care am adunat multe like-uri și comentarii. Așa, dacă te provoc să faci un pic de parodie acum, încerci? Da. Hai să te auzim. Oh, bună seara, oameni buni! Ședeam la iepuraș, filmează ziua de ea, ca așa. Ședeam și mă întrebam, oare de ce proștii se mulțesc ca iepuri? Eu nu înțeleg. Câte 8, câte 10, srazul, siuzul. Ședeam și hrănim animaluțele și încolo mă sună fixul. Credem că-i fata mea de la Italia, că s-a dus la Zara Botcă. Și alerg, mai mea să-mi rup coapul, chic jos, îmi fă rup splina, îmi prag, mă doare. Și ne credeți mai că mă sună, a? Ia-mi fiți atenți la chiochea. Alo, bună ziua! După 8 ani de coșmar, de sărăcie, mizerie, acum este momentul, dragi legători, să votați pe Zina, pe și o măscu și vorghești, fat, hăi, singură, să se spun și eu oful, și să votați pe Zina, gospodina, cea care este trimisă a Domnului să facă ordine, să spele, să da cu polisosul. Așa, super, îți mă cu gura căscată am rămas, bravo! Jessica, nu te-ai gândit să mergi în actorie pentru că perfect îți merge? Păi m-am gândit că poate da. Da? Pe viitor chiar te îndrum și chiar îți dau un sfat să mergi și la actorie. Mersi!
Așa, să trecem la Vanessa. Vanessa, tu ce te ocupi? Ce preferi? Eu prefer să pictez. Așa. Ce pictezi? Diferite tablouri. Eu pot să desenez orice. Orice? Uite, data viitoare când te vin la Gurinel, la Nou Talent, neapărat să aduci desenele tale, picturile tale. Da. Arta ta, da? Da. Fetelor, aveți foarte mult în comun. Deci muzica, piese, vestimentație, dar totodată sunteți diferite. Uite, ție-ți place să parodiezi, ție-ți place să pictezi. Dar și încă una ce am observat, tu ai o voce mai înaltă, tu ai o voce mai joasă. Fetelor, ați realizat timp de 2 ani 6 melodii și vreau să vă provoc să cântați un refren dintr-o melodie. Care doriți voi, pe care o alegeți? Visăm de Hollywood. 3, 4. De mici avem idei ieșite din comun. De mici noi ne visăm să mergem pe alt drum. E drumul plin de stele și de culori de vis. E drumul ce ne duce spre paradis. Nu vrem doar pur și simplu să fim cum si, cum sa. Noi vrem să fim artiste, să ne știe lumea, da. Așa, bravo, să știți că îmi place foarte mult piesa. Dar mi-a venit acum o idee. Tu o vei caracteriza pe Vanessa în câteva cuvinte, iar pe Vanessa pe Jessica. Așa. Hai să începem de la... Hai, Vanessa. Cum este Jessica? Este frumoasă și deșteaptă. Este o prietenă bună? Da. Jessica? Este o prietenă foarte, foarte bună și frumoasă. Aveți secrete între voi și mama, tata, nu știe? Nu, nu. Deci ce știe Vanessa, știe și mama. Da. Pe viitor, ce planuri aveți? La ce visați? Eu visez să devin o vedetă adevărată. Așa, prin muncă? Prin muncă voi deveni. Succes, dar tu? Mulțumesc. Vanessa? Eu îmi doresc să fiu o vedetă adevărată și să am succese la școală. Ce zic părinții voștri? Vă susțin în ceea ce faceți? Vă dă sfaturi sau vă critică? Părinții noștri sunt foarte mândri de noi și ne susțin în continuare. Iar părinții tăi, Vanessa? Mă susțin foarte mult, ambii. Cum vă desmeargă ei? Lisiunica și Puiuțu. Așa. Tare simpatic. Iar pe mine mă dezmiardă Vani, Iubi, Puișor, Garofița, Floricica. Oh, Garofița și Puiuțu. Probabil aveți și interpreți, formații preferate care ascultați muzica lor. Da? Da. Ce interpreți aveți preferate? Mie îmi place foarte mult de Connector, Laura, Delia, Betty Blue, Katy Perry. Și ce piese știi de lor? Cum se numesc? Așa, care îți plac ție cel mai tare? La anii mei. La anii mei. Cine cânta? Betty Blue. Așa. Iar tu? Mie îmi place de Laura, Corina și Diana Rotaru. O piesă cea mai preferată? Laura Dragă, Floare la ureche și Singur în doi și multe alte. Piese foarte frumoase, să știți. Da. Spre sfârșit de emisiune, că deja suntem la final, v-am pregătit un blitz interviu. Sunteți gata? Da. Da. Așa. Fructul preferat? Mărul. Strugurii. Unde vă place mai mult? La școală, că sunteți clasa întâi și abia ați pășit? Sau era mai bine la grădiniță? Mai bine la școală. Îți place mai mult să înveți? Iar ție? Tot la școală. Și ce îți place să înveți? Mâncarea preferată? Pastele cu parmezan. Plăcintele. Și ultima întrebare, povestea preferată? Cenușăreasa. Tot cenușăreasa. Fetelor, eu vă doresc mult succes.
cât în muzică, atât și la școală. Noi vă mai așteptăm la Gurinel TV cu noi noutăți. Tu neapărat să aduci picturile, pentru că eu voi ține minte asta, nu voi uita. Ție succes în, pe viitor, poate în actorie, să faceți câte mai multe piese, dar nu înainte să încheiem emisiunea, ca să te întreb cine vei cânta tu azi. Eu voi cânta piesa Make-up. Dragi telespectatori, cu voi ne revedem în următoarea emisiune, iar acum vă las în compania Jessicăi Dobrojan cu piesa Make-up. Eu vă pup! Pa, pa! Make-up! Și flori pe obrăjor, puneți lipici, glazurați-l cu scurt.